La Constanța s-au înscris la evaluarea națională 5.973 de absolvenți de clasa 8-a. Testările s-au desfășurat săptămâna trecută, iar tinerii au avut alocate câte 2 ore pentru rezolvarea subiectelor. La Constanța, 19 elevi din 14 școli au reușit să obțină punctaj maxim la română și la matematică. Astfel au luat 10 copii care au terminat la licee precum Ovidius, Mircea, Traian, Mihai Eminescu, școlile gimnaziale 29, 7, dar și unitățile de învățământ de la Poarta Albă, 23 august, Mangalia și Medgidia. Cei mai mulți sunt de la Liceul Teoretic Ovidius. Cele mai multe note de 10 au fost la matematică. 1.616 elevi au media cuprinsă între 1 și 4,99. De asemenea, au fost și aproximativ 150 de elevi care au absentat. Cei nemulțumiți de note pot depune contestație luni și marți, 22 și 23 iunie. Elevii vor afla notele finale pe 27 iunie. În funcție de notele de la evaluarea națională, va fi stabilită media de admitere la liceu. Astfel, media examenului va avea o pondere de 80%, iar media claselor 5-8 va conta în proporție de 20%.